Românii sar în ajutorul victimelor cu tremurelor din Siria și Turcia. În București au fost deschise deja câteva centre pentru strângerea ajutoarelor destinate sinistraților din Turcia și Siria. Două astfel de centre sunt în sectorul 3, unul în sectorul 4 și un altul în sectorul 6. La centrul din sectorul 6, deschis pe calea Crângaș, lângă podul Grant, oamenii aduc deja ajutoare locația noastră colectează donații pentru victimele cu tremurului din Turcia și vă așteptăm și pe dumneavoastră număr cât mai mare să, să, participați la această colectă de donații. Pe oamenii rugăm să, să contribuie cu alimente produse de igienă, îmbrăcăminte doar strict groasă, Bături, perne, hrană pentru bebeluși, formulă de lapte pentru bebeluși, medicamente și, bineînțeles, și produse medicale. Bandaje, plasturi. Bunurile strânse în centru vor fi ambalate și etichetate în limba turcă, apoi vor fi preluate de caravana umanitară organizată de Agenția de Cooperare și Coordonare Turcă din subordinea premierului turc.